Povești dulci de la domnița. Rapunzel. Cândva trăia odată un bărbat și o femeie care își doreau nespus de mult un copil. În spatele casei lor se afla o grădină minunată, plină cu flori cele mai frumoase din lume și ierburile cele mai rare. Grădina împrejmuită de un zid înalt era stăpânită de o vrăjitoare de care toți se temeau. Într-o zi, femeia s-a uitat pe geam în grădină și a zărit un strat de Rapunzel. Rapunzelul era verde și proaspăt și degeaba s-a căznit femeia să ajungă și să rupă un fir, dar nu a reușit. A încercat zile la rând, dar fără succes, și lucrul acesta o îmbolnăvise. Soțul ei, care o iubea, a întrebat-o: "Ce se întâmplă, dragoste ție?" "Ah, dacă aș mânca Rapunzel din grădină, mi-ar reveni puterile." Bărbatul s-a gândit săriște decât să-i moară soția și a așteptat să se facă seara ca să-i aducă soției un mănunchi din acele ierburi. Când a văzut femeia Rapunzelul atât de proaspăt, a fost tare fericită. L-a gătit ca pe o salată și l-a mâncat. În ziua următoare, soțul ei a trebuit să se mai ducă încă o dată în grădină. După ce a coborât zidul, vrăjitoarea însă i-a apărut drept în față. "Cum îndrăznești să vii aici și să-mi furi Rapunzelul? Vei fi pedepsit!" "Te rog, n-am avut încotro. Iartă-mă, dacă nu luam Rapunzelul, soția mea ar fi murit." Vrăjitoarea l-a crezut și i-a spus: "Bine, poți să iei de acum încolo din grădina mea cât Rapunzel vrei. Dar îmi vei da mie copilul pe care soția ta îl va naște. Și să știi că voi avea mare grijă de el." În cele din urmă, omul n-a avut încotro și a fost de acord. Și după ce femeia a născut, vrăjitoarea i-a pus copilului numele de Rapunzel și l-a luat cu ea. Timpul a trecut și Rapunzel a devenit cea mai frumoasă fată din lume. Când a împlinit 12 ani, turnul din pădure a devenit căminul frumoasei fete. Turnul acela nu avea nici scări, nici ușă, doar o fereastră mică în vârf. "Rapunzel, Rapunzel, lasă-mă să cobor pe părul tău," îi spunea vrăjitoarea când voia să intre în turn. Rapunzel avea părul ca aurul și foarte lung. Când vrăjitoarea îi cerea, ea își despletea părul și se așeza în dreptul ferestrei, lăsând părul în afară ca vrăjitoarea să se cațere pe el. După vreo 2 ani, fiul regelui a trecut prin acea pădure și pe lângă acel turn și a auzit o melodie fermecătoare care l-a emoționat adânc. În fiecare zi mergea în pădure să asculte cântecul. Cine cânta acel cântec? Ați ghicit! Era Rapunzel. Așa s-a întâmplat ca prințul să o audă pe vrăjitoare cum o striga pe Rapunzel și a văzut cum aceasta a urcat în turn. "Dacă asta este scara care duce spre turn, am să încerc și eu," a gândit prințul. A doua seară s-a dus la turn și a strigat: "Rapunzel, Rapunzel, lasă-mă să cobor pe părul tău." Și așa prințul a reușit să urce în turn. Cum nu mai văzuse niciodată un bărbat, Rapunzel s-a speriat foarte tare. Prințul i-a vorbit cu mult drag și i-a spus: "M-am îndrăgostit nebunește de tine. Nu mai pot trăi fără tine. Vrei să devii soția mea?"
fata, i-a promis că îi va fi soție. Aș vrea să merg cu tine, dar nu știu cum să ies de aici. Adu-mi un sul de mătase și voi împleti o scară ca să pot pleca. S-au hotărât să se vadă în fiecare seară, deoarece bătrâna vrăjitoare venea doar în timpul zilei. Dar Rapunzel, într-o zi, s-a dat de gol în fața vrăjitoarei. De ce mi este mult mai greu să te trag aici pe tine decât pe fiul regelui? Copilă neascultătoare, m-ai înșelat! A țipat vrăjitoarea și în furia ei i-a apucat pletele frumoase și le-a tăiat cu o foarfecă. Apoi a luat-o pe Rapunzel și a dus-o într-un deșert unde fata a trăit în mare supărare și mizerie. În aceeași zi, vrăjitoarea s-a întors în turnul unde a stat Rapunzel. A luat părul auriu de pe jos și l-a aruncat pe fereastră. Când fiul regelui a urcat în turn, vrăjitoarea i-a spus: nu o vei mai vedea niciodată pe Rapunzel! De supărare și deznădejde, prințul a sărit din turn. A avut noroc că a rămas în viață. Niște spini însă i-au străpuns ochii. Sărmanul prinț! Aproape orb și nebun de durerea pierderii suferite, a rătăcit ani în șir căutându-și frumoasa iubită. Dar cum Dumnezeu le așează pe toate, nu știu cum, prințul a găsit-o pe Rapunzel în deșert. În locul acesta pustiu și mizer, trăia Rapunzel împreună cu cei doi copilași pe care-i născuse. Plângea și cânta de dorul prințului, tatăl copiilor. Așa a reușit să o găsească prințul și să o recunoască. După ce s-au regăsit și s-au îmbrățișat, lacrimile din ochii lui Rapunzel au ajuns pe ploapele prințului și vederea i-a revenit. Ce bucurie mare! Au plecat cu toții în țara prințului și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.